make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Meci în Europa League împotriva celor de la Dinamo Kiev, au 4 puncte, iar noi doar 3 și doar 1 și trebuie să îi batem pe cei de la Dinamo Kiev. Echipa de pe locul 2, iar incredibil, Rio Ave este pe primul în Bocanii, zona centrală, pasă la Belanda, apără Arlauskis, un șut direct pe portarul nostru, acesta se grăbește și nu repune foarte bine Arlauskis, s-au recuperat încă o dată ucrainienii, se vede pe în Bocanii pentru Belanda, foarte bine Toșca recuperează și acum Odegaard pentru Breveld. Breveld se duce și pasează până la urmă la oricare, uită Tănase, o pasă greșită a internaționalului nostru român. Avem aruncare de la margine, este Tănase cel care aruncă. Breveld lasă capul jos, era frică să nu-și spargă capul Nicardo Breveld. Kipciu cu o pasă lungă pentru Gabi Iancu. Iancu gol! Gabi Iancu, golgheterul nostru, marchează încă un gol foarte vital. Din nou începem foarte bine, conducem cu 1-0 pe cei de la Dinamo Kiev. Iată, dă parcă în ultimul moment aici Iancu s-a întins foarte bine și l-a învins pe portarul ucrainienilor, are 3 goluri în 3 partide în Europa League, Iancu. La acest scor avem 4 puncte, o egalăm pe Dinamo Kiev și cred că rămâne ori pe locul 3, ori pe locul 2 urcăm. Depinde ce va face și Rio Ave. Să vedem totuși cum ne vom descurca pe parcursul acestui meci, pentru că încă nu s-a încheiat. Să vedem pe Îmbocanii pentru Iarmolenko, de carul celor de la Dinamo Kiev, Iarmolenko și totodată capitanul acestei echipe, Iarmolenko, scapă balonul în aut. Prepeliță de unul singur, Prepeliță îi vede foarte bine pe Kipciu centrează și avem corner, am obținut ceva măcar din această fază, îl ajută acolo Gabi Iancu, nu este Kipciu care îl ajută pe Prepeliță, acum Iancu scoate la Breveld, nu se lipește la gol Breveld, a apărat foarte bine portarul lui Dinamo Kiev. Miguel pentru Kalitsev în Bocanii, trage pe lângă poarta noastră, pe final de primă repriză sunt foarte periculoși chievenii. Dar noi ne păstrăm cu bături și scăpăm la această fază. Kipciu rămâne la balon în fața lui Miguel. Poate mai avem timp de un contraatac. Iată-l pe Gabi Iancu. Iancu foarte frumos, trebuia să lase arbitru faza asta. Cine știe ce ieșea din astfel de fază. Era o fază ofensivă, începe a doua repriză. Avem 1-0, să vedem acum pe Odegaard peste poartă, șut care parcă linge bara lui Ripka. Gramaș trece, Gramaș trage peste poarta lui Arlauskis. Rămas spectator fără nicio reacție Arlauskis, dar balonul s-a dus mult peste poartă. Tănase schimbă partea la Kipciu, dar Iarmolenko este acolo în fața lui Kipciu. Are meci greu și Kipciu și Filip cu Iarmolenko pe acest flanc. Minge acum pentru Gabi Iancu, are viteză Iancu, dar este în spate Ceridiș și respinge. Filip acum pentru Iancu. Iancu se duce de unul singur, a văzut pe Filip în offside, centrează Iancu pentru Odegaard, gol! Martin Odegaard, o lovitură de cap din centrarea lui Gabi Iancu, face 2-0, Martin Odegaard, cât s-a înălțat aici micuțul Odegaard, nu i-aș fi dat nicio șansă la cap aici, dar iată cât de bine a trimis în vincul, fără șansă pentru Ripka. Și este 2-0, ne desprindem la 2 goluri în fața celor de la Dinamo Kiev în minutul 72. Asta este foarte, foarte bine, foarte bine pentru noi. Suntem cât mai aproape de victoria noastră, de primele noastre 3 puncte în Europa. O minge înaltă pentru Bocanii, care un nostru apără Arlauskis. Atent, era cât pe ce să fie surprins Gerius Arlauskis. Intră și Jeremiah Lens în locul lui Gramaș. Se îngroașă gluma pentru că au băgat altirerea grea chevenii. Se mai scurt secunde la poarta noastră. Să vedem pe Miguel acesta reexecutând
Cornerul este Arlauski și reține fără probleme acum. Arlauski cu mingea la picior, Arlauski pasă pentru Lukin. Lukin îl vede acolo pe Iancu, dar nu a pasat deloc bine Lukin. Nu este tehnica punctului forte. Lukin câștigă însă la cap foarte bine și acum Iancu pentru Cristi Tănase. Tănase într-o zonă centrală, schimbă partea la Iancu. Iancu preluare acolo. Belanda este, nu poate să-l oprească pe Iancu. Iancu gol! 3-0. Gabi Iancu reușește să marcheze și face o dublă. Gabi Iancu, două goluri și o pasă de gol. Clar omul meciului. Iancu trimite la colțul scurt foarte puternic, fără șansă pentru portar. Un șut foarte puternic. 3-0. Aveam nevoie să spargem gheața cu o victorie, cu astfel de victorie. Este o victorie bună pentru moralul nostru, pentru că nu se mai poate face nimic la acest scor în acest moment. Iată-l acum pe Mbocani. Mbocani foarte activ, poate cel mai activ jucător al lui Dinamo Kiev, poate chiar cel mai bun. Să vedem pe Breveld interceptând. Minutul 90, minge acum pentru Odegaard. Odegaard mai departe la Iancu. Iancu trebuie să țină de balon. Iancu pentru Odegaard. Din păcate nu ține de balon. 5 minute de prelungire, foarte, foarte multe. Dar oricum avem 3-0. Jeremy Lens acum, un jucător foarte periculos. Lens, îl vedem pe Daniel Silva pentru același lans. Lans, minge înaltă la Iarmolenko, câștigă duelul la cap. Acum Dragovic în care o trage în Iarmolenko, care ține de balon. Iarmolenko apără Arlauskis. Un meci foarte bun, încă un meci foarte bun făcut de Arlauskis. Un meci foarte bun făcut și de echipa noastră. Câștigăm în deplasare la Dinamo Kiev cu 3-0. Note foarte mici, într-adevăr, dar Iancu a avut cea mai mare notă, 9,1, nota lui Gabi Iancu. Și avem mai derbiuri. Lucian Filip și-a revenit, să spunem așa. Și aceasta este echipa noastră. Aceasta va rămâne echipa pentru meciul împotriva lui Dinamo. Un derby, primul derby pe Banca Stelei împotriva lui Dinamo București. Odegaard pentru Alex Kipciu. Kipciu la balon. Kipciu a cerut Iancu. Kipciu însă nu a putut să-i trimită. I-a dat acum pe Prepeliță pentru Breveld. A încercat să-i retrimită lui Prepeliță. Au recuperat câinii și pasă la Velici. Velici este de unul singur. Velici pentru Mansali. Apără Arlauskis. Mansali a tras puternic, dar a tras fix pe portarul nostru. Să vedem pe Cristi Tănase. Tănase se duce de unul singur. Tănase schimbă partea la Alex Kipciu. A făcut un cam de vreme. Fostul nostru jucător Iasmin Latovlevici a interceptat. Latovlevici joacă împotriva fostei sale echipe, la fel ca și Steleanu Filip. Latovlevici la Dinamo, Filip la Steaua. Să vedem pe Odegaard. Odegaard obține faultul aici. Batem repede, dar nu o batem deloc bine. Șerban recuperează și acum Breveld și are... și-a iertat greșeala, să spunem, și-a ispășit pedeapsa. Nu este ce mai bine spus așa. Mă rog, și-a iertat păcatele. Patrick Petre și-a spălat păcatele. Patrick Petre, un jucător foarte tânăr, a debutat la Dinamo, a dat un gol, dar apoi a fost trimis la echipa a doua. Ceva gen Munir El Haddadi la Barcelona. Prepeliță acum, 1-1 cu Latovlevici. Prepeliță, îl cunoaște bine pe Latovlevici, trece acolo, dar pentru moment, ce număr avea Latovlevici? Alex Kipciu lasă în spate pe Mansali Bubacar. Kipciu se duce de unul singur. Kipciu vine la Tovlevici. Ce meci bun a făcut până acum Iasmin Latovlevici, împotriva fostei sale echipe. Și Filip a jucat bine, a greșit o pasă, dar în apărare a jucat esențial, putem spune. Să vedem acum pe Velici, trece foarte bine, acum pasă pentru Patrick Petre. Patrick Petre! Îl execută pe Arlauskis. 15 sau 17 cred că are Patrick Petre, dar iată cum îl execută, un șut foarte bun. Defensiva noastră aeriană aici, iată ce spații am lăsat și Petre îl învinge, nu-i dă nicio șansă prin acest șut lui Arlauskis. Acum să iasă și tânărul nostru Odegaard la rampă, cred că ar fi timpul să arate lui Petre că, lui Patrick Petre cum se face. Martin Odegaard este deposedat acolo de Bubacar. Toșca acum, Alin Toșca. Toșca se duce de unul singur. Toșca întoarce un călcâi pentru Prepeliță. Prepeliță, balonul ajungea cu noroc la Iancu, dar până la urmă au reușit să respingă dinamoviștii. Avem out, este Cristi Tănase. Tănase pentru Toșca. Alin Toșca, 1-1 cu Petre. Pasează un călcâi la Tănase. Tănase, gol!
1-1, egalează în minutul 45 cu o execuție senzațională, nimeni altul decât Cristi Tănase. Iată călcâiul foarte bun al lui Toșca și Tănase execută, îl execută pe portarul Andrei Marc. Probabil, dacă este Marc, l-a executat Tănase. Un șut foarte, foarte bun trimis în plasă de fostul nostru de car, de Cristian Tănase. Este 1-1, egală în minutul 45. A marcat Patrick Petre pentru Dinamo, iar acum a egalat pentru noi Cristi Tănase. Minutul 86, balonul este în poziția în posesia dinamoviștilor. Mansali pentru Durimel încearcă să țină de minge, să scoată măcar un punct împotriva noastră, dar noi trebuie să ne păstrăm cu pătul, știm că putem face pe acest final, trebuie să credem în forțele noastre. Toșca pentru Tănase. Tănase acum, Tănase, greșește pasa, nu este nimic, vine Toșca și-l ajută. Toșca pentru Brevel, liniștim mingea, Brevel este foarte, foarte extenuat. Odegaard, de ce am așteptat acolo balonul? Era Gabiancu și meciul se încheie 1-1, deloc nu reușim în campionat să mai obținem o victorie, stăm foarte prost, suntem în cădere liberă în campionat. Chiar să ne uităm în campionat pe ce loc suntem, momentan avem meciuri din Cupa României. Dar în campionat trebuie să ne uităm, situația nu este deloc roză. Liga 1, suntem tot pe locul 3, 19 puncte, incredibil câte puncte au pierdut și Astra, dar au un meci nejucat. Din 9 meciuri jucate au 6 victorii, suntem tot pe locul 3, suntem chiar bine având în vedere la ce rezultate am reușit. Și acesta a fost episodul de astăzi. Mai jucăm și meciul acesta din Cupa României. Facem 3 meciuri. Am vrut să încheiem, dar haideți să jucăm și meciul din Cupa României. Să-l băgăm pe Enceanu, pentru că am văzut că a cerut să joace și pe Adipopa. Stanciu iară să joace și el. Am pus pe Stanciu, dar și Enceanu a cerut să joace. Și știi că dacă îi bagi atunci când cere, când cer să joace, cresc. Putea Stanciu să joace pe altă poziție. L-am băgat pe Enceanu pe dreapta, Stanciu pe stânga. Începe meciul din Cupa României, Timișoreana, Steaua deja este în această finală, să vedem pe Odegaard, trage Odegaard în bară, începem în forță, o luăm tare pe Concordia Chiajna și Odegaard începe în forță, a avut aici și o recuperare, dar din păcate erorile de arbitraj sunt la modă în România. Este Dina Copasă la Madeira, Madeira pentru Bucurică, în bară, au egalat la raportul bară, cei de la Chiajna și atât acum pe Damborg, rămân la poarta noastră, Madeira continuă, nu găsește soluție, îl vede pe Damborg, mai departe la Bucurică și recuperăm prin Steliano Filip, Filip se duce de unul singur pentru că are spațiu, Steliano Filip nu urcă acolo să Odegaard, Filip îl lansează acum pe Gabiancu, Dragaschi. A reușit să devieze acest balon, iar Râmnicianu a respins. Stanciu câștigă duelul la cap, însă balonul s-a dus la un adversar. Acum Stănescu pentru Neagu. Neagu recuperează Nicușor Stanciu foarte bine și acum Martin Odegaard. Odegaard nu reușește să treacă acolo. Dina a recuperat într-o zonă nefavorabilă pentru noi. Dina continuă, nu are soluții. Dina, stăm cu foarte mulți jucători în propriul nostru teren și nu reușim să avem foarte mulți jucători la contraatac. Iată-l acum pe Dulgherov, centrăm periculos, Rick Boldrin trimite lovitură de cap peste poarta lui Arlauschi, sunt foarte periculoși, chiar ne domină cei de la Chiajna, dar asta pentru că în apărare în centru avem un fundaj lateral, să vedem pe Stanciu, cel puțin la duelurile aeriene ne domină categoric. Damborg pentru Boldrin, același Rick Boldrin care se spunea că și el este urmărit de Steaua și de mai multe echipe din Liga 1. Acum Iancu pentru Breveld. Breveld foarte bine rămâne la balon, pasă excelent la Enceanu. Enceanu, Bagariș l-a oprit acolo, obține o lovitură liberă Enceanu, care vrea să o bată Kanai Han. Avem și alt jucător mai bun, este Martin Odegaard, stângaciul nostru. Dar să vedem și pe Iancu, un alt stângaci.
tot Aihan vrea să bată Gabi Iancu, golgheterul nostru, poate marchează și în Cupa României. Iancu, bara lui Gabi Iancu, ocazie uriașă din lovitură liberă pentru echipa noastră de a deschide scorul. Gabi Iancu a trimis în bara, a executat foarte bine peste zid această lovitură liberă, a intrat între timp și Wellington. La Concordia Chiajna, mingea acum pentru Stanciu, Stanciu va ajunge la acest balon, Stanciu, Stanciu rămâne la balon, se duce de unul singur, centrează Stanciu pentru Gabi Iancu, iese Râmnicianu, nu prinde acest balon Iancu, din păcate. Dulgherov pentru Neagu, în careul nostru, Râpă interceptează, a intrat ca un fundaș central aici, Râpă foarte, foarte bine, o intrare riscantă în careu, dar ne-a folosit. Să vedem acum centrarea foarte periculoasă, Stan, nu se poate! Nu se poate, Stan marchează în Cupa României, este 1-0 pentru Chiajna, nu este deloc bine, rezultate foarte, foarte slabe și iată ce urât intră acolo Madeira, doar cartonaș galben primește Bruno Madeira. Este 1-0 după ocaziile mari care le-am ratat, era timpul să vină și acest gol, Prepeliță, gol! Torpilă a lui Prepeliță, capitanul nostru trimite o torpilă de nevăzut, incredibil gol marcat de Prepeliță, senzațional, portarul este spectator, poate golul sezonului, un șut cu o forță incredibilă. Bară, a luat și bară acolo, bară gol al lui Prepeliță, șut perfect trimis de capitanul nostru, își face datoria așa cum trebuie capitanul nostru Prepeliță. Raportul șuturilor este dezamăgitor, ne-au dominat cei de la Concordia Chiajna, 8-2 pentru Chiajna avantaj, e drept cu niște rezerve, dar nu foarte multe, însă acolo unde ne folosim foarte mult pe flancuri, unde este viteză. Odegaard nu a arătat nimic, prestație foarte slabă a lui Odegaard în acest meci. Pace acum pentru Iancu. Iancu nici el nu s-a remarcat foarte mult decât la acea lovitură liberă. Iancu pentru Stanciu. Stanciu centrează la Enceanu! Ocazie bună a avut aici prin Enceanu. Am egalat în ultimul moment. Să vedem pe Enceanu acum. Enceanu, Enceanu poate va marca într-un meci care a pornit ca titular. Stanciu, gol! 2-1 face Nicușor Stanciu, un gol senzațional și de această dată iată cât de frumos, cât de elegant a trecut și șutul a fost nu foarte bine plasat pe centru, l-a văzut însă pe portar ieșit, rămas fără șansă Râmnicianu aici. Întoarcem scorul în ultimele minute ale acestei partide și suntem gata de o calificare senzațională, o victorie dramatică pentru noi, dar și o calificare senzațională totodată. Batem cu 2-1 și ne calificăm mai departe în Cupa României, marcator Prepeliță și Nicușor Stanciu. Bună victorie, ne calificăm mai departe în sferturile acestei competiții. Și am luat 62.000 de euro din Cupa României. E bine, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Ultra FIFA. Până data viitoare, toate bune, sayonara!